Liderul de la Chișinău consideră că discursul președintelui Traian Băsescu este un exemplu de revanșism statal, care nu mai lasă niciun fel de îndoieli în legătură cu cine anume îi inspiră pe acei politicieni puțin la număr din Moldova, pentru care lupta pentru valorile liberale se identifică, spune Voronin, cu lupta împotriva independenței Moldovei. Mai mult, Vladimir Voronin regretă că președintele român și-a exprimat dubiile față de concluzia observatorilor europeni cu privire la faptul că alegerile din Moldova au avut un caracter democratic și au fost libere. A îndrăznit să declare că întreaga populație a Republicii Moldova e constituită din români. S-a adresat tineretului moldovenesc cu un apel de solidaritate și a promis să ducă pe toți românii de peste Prut în Europa prin acordarea în masă a cetățeniei României. Toate acestea, spune Vladimir Voronin, înseamnă amestec în afacerile interne ale Republicii Moldova și instigare la continuarea dezordinii statale. De altfel, deputatul comunist Vladimir Turcanu a precizat deja că Moldova ar putea anula legea dublei cetățenii în cazul creșterii numărului de persoane care obțin cetățenia română. Între timp, opoziția de la Chișinău a făcut dezvăluiri privind fraudarea alegerilor. De exemplu, din 5.000 de alegători din capitală, peste 3.000 au același cod numeric personal. În plus, au fost înregistrate sute de persoane decedate sau care nu se aflau în țară în ziua scrutinului. Tot forțele democratice din Republica Moldova au strâns dovezi privind tratamentul dur aplicat de poliție cetățenilor arestați în timpul evenimentelor de săptămâna trecută. Astfel, pe lângă cele două decese în condiții neclare, deținuții nu au primit hrană și apă timp de 48 de ore sau mai mult. Persoanelor maltratate li s-a refuzat asistența medicală. Dintr-un comunicat al Ministerului Moldovean de Interne, reiese că 172 de persoane au fost reținute în urma acțiunilor de protest, dar primăria municipiului Chișinău susține că numărul acestora ar fi de 328. Deși președintele Vladimir Voronin a anunțat aseară eliberarea acestora, până la această oră nu se știe dacă aceștia au părăsit arestul.